Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la această transmisiune live pe viu și în direct de aici, de la Oradea. Când ne-am întâlnit noi la Iași acum mai puțin de o lună și aveam acele interviuri în direct în cadrul Business Days Iași, nu m-aș fi gândit niciodată că următoarea întâlnire pot să vă dau de la Oradea. Oradea, care este orașul ce găzduiește primul Business Focus în cadrul evenimentului Business Days. E o mare bucurie pentru mine pentru că vă spun bun găsit de la mine de acasă, iată. Invitatele mele de astăzi sunt Mihaela Mureșan. Bine ai venit, Mihaela! Bine ai găsit! Trebuie să vă mărturisesc un lucru, suntem cu sufletul în gât pentru că Mihaela a venit de la aeroport cu trollerul după ea, am avut prima sesiune plenară și acum în direct cu dumneavoastră. Și Tiana Mitrici. Tiana, tu tot... Eu am venit de la Timișoara. Deci, dar ai venit de ieri sau de astăzi? De azi dimineață. În concluzie, toate trei cu sufletul în gât. Eu de la Făgăraș, tu de la București și tu de la Timișoara. Exact. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și o să îmi doresc din tot sufletul să aveți timp să descoperiți această minunăție de oraș care se numește Oradea și care m-a vrăjit pe mine de m-a făcut să locuiesc iată de 4 ani în el. Apoi, vreau să știu ce faci tu. Și care este motivul pentru care ai fost invitată, iată, la Business Days? Pentru că probabil că lucrezi într-un domeniu care este de interes în acest eveniment de networking și informare antreprenorială. Așa este. Lucrez în marketing de mulți ani, cam de 17 ani împliniți de curând. Am lucrat mult în retail, în media. Primul meu job în marketing a fost în LG Electronics, acum foarte mulți ani, după care am lucrat în Radio Contact, în Publimedia. Mi-era frică de retail, m-am apucat de retail. Am trecut după aceea deci în Altex, am lansat Media Galaxy acum mulți ani, după care cei de la IKEA s-au gândit că aveam pregătirea necesară să lucrez cu ei și am fost angajată în 2005 să lansez brandul IKEA în România. Am stat în IKEA până anul trecut, în iunie 2016, timp în care am mai deschis încă o țară, respectiv Croația, magazinul online al IKEA România, mult retail și mult branding. Multă. Da. Și de anul trecut am decis că voi începe să lucrez pe cont propriu. A fost momentul perfect, potrivit, acel moment când simți că trebuie să faci o schimbare, să iei o decizie. Cred că este nevoie de marketing de calitate în România. Cred că țara asta se dezvoltă și cred că eu pot contribui la asta. Și atunci, practic, de anul trecut am lansat Brand Essence, unde fac strategie de marketing și branding. Brand Essence, că asta m-a încurcat pe mine când am văzut doi de S acolo. Esență de brand. Esență de brand. Monseur să scrii, monseur să știi. Vorbeai despre Radio Contact și mi-am adus brusc aminte că modelul nostru, eu am început activitatea în media la Radio 1 și era Radio Contact și Radio 1 London și erau modelele după care se ghida Radio 1 în tot ce însemna grile de programe și mai ales felul în care se desfășura programul. Și mi-aduc aminte așa cum spunea Radio 1. Ce amintiri. Da, ce vremuri. Da, ce vremuri. Da, 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 dar da. Să nu trăim din amintiri, pentru că așa cum se întâmplă lucruri exact. Minunate ajunge după aceea la celelalte generații. Tiana, spune-mi tu ce faci și care este motivul oare pentru care ai fost invitată la Business Days? Adică în funcție de profesia pe care o ai. Eu sunt marketing manager la Teleagency. Este o agenție cu un sediu în Timișoara și unul în Arad. Dar este o agenție cu profil și capital elvețian care a pornit din Elveția. A început în România ca să deservească în special clienții străini. Pe parcurs a început ca și o agenție de telemarketing. Însă pe parcurs ne-am dat seama că pierdem foarte mult pentru că nu avem și alte servicii de marketing în agenție, în cadrul agenției, așa că eu am insistat foarte mult să începem să ne transformăm într-o agenție de marketing cu adevărat. Am lucrat foarte mult în sensul ăsta și pe lângă faptul că ne-am transformat deja de 5 ani într-o agenție de marketing cu tot ceea ce înseamnă asta, ne-am orientat și spre clienții din România, pentru că am simțit că și aici există o piață foarte bună și că există foarte mult material și cred că în România, dacă faci orice,
dar îl faci bine, ai toate șansele să ai succes. Adică este mult, mi se pare mult mai simplu să faci marketing în România, mai ales acum că am experiența pe piața internațională, unde concurența este mai mare. În dese cazuri și calitatea anumitor servicii este mai mare și atunci de asta am ales să ne orientăm și spre clienții români, pentru că cred că toată experiența pe care am acumulat-o cu clienții străini o putem implementa în România. Ce am remarcat la amândouă și îmi place extraordinar de mult, conștientizarea puterii pe care o aveți în urma experienței și expertizei de a aduce un plus de valoare în tot ceea ce înseamnă marketing și management și în mediul online, da? Ca să revin. Deci, tu poți să fac mai mult. Tu, la fel. Tema pe care o vom aborda este marketing în era digitală. Haideți să vedem ce înseamnă era digitală, pentru că marketing, slavă Domnului, știm ce înseamnă. Dar cum îl aducem în era digitală? Of, această era care îmi dă mie bătăi, era, da. Da, bătăi de cap. Păi, tocmai am vorbit la sesiunea plenară dinainte despre ce înseamnă, de fapt, digitalul și așa cum spuneam atunci și repet, deși în limbajul obișnuit vorbim de digital ca de un canal sau de niște canale, pentru că, într-adevăr, sunt și niște canale, de fapt, digitalul a devenit un fel de a trăi, o formă de viață care ne împresoară și se suprapune în viața noastră obișnuită. Vorbeam despre cum s-a transformat lumea, societatea. În cei de astăzi suntem cu toții mult mai diferiți față de cei de acum 20 de ani. Iar din punct de vedere marketing, eu chiar glumez de multe ori cu oameni care mă știu, ne-am cunoscut tot așa mai de mult și zic, da, știi, eu am început să fac marketing în epoca analogă. Nu era digital, nu aveam internet, nu le-am învățat acum pe astea. Adevărul este că unele principii au rămas aceleași. Asta aș vrea să spun. Marketingul, în esența lui, este acel mod de a te adresa unei audiențe, unui public, unei piețe țintă și de a-i aduce valoare și de a capta respectiv o altă valoare înapoi, cu scopul final de a vinde ceva, vorbind de marketing comercial. Felul în care facem asta nu s-a schimbat, felul s-a schimbat, dar principiile sunt cumva principiile sunt aceleași, dar modalitatea diferă, pentru că instrumentele sunt altele. Că, exact, canalele astea s-au fragmentat foarte mult, avem o explozie de posibilități, aș spune, în lumea asta digitală. Și aici aș vedea două aspecte importante, pro și contra, sau un plus și un minus. Plusul este că, exact cum se spunea cineva în sesiunea de mai devreme, acum 20 de ani nu puteai să lansezi un business, să faci marketing așa de ușor cum faci astăzi. Aveai nevoie de bugete foarte mari. Erau canalele clasice de media pe care nu le puteai aborda dacă nu aveai un oarecare buget consistent. Astăzi, dacă ești un pic priceput și dacă știi să faci, dacă ai eventual și un produs valoros, se poate face marketing cu costuri mai mici. E, și acum vine minusul. Ideea e că toată lumea poate să facă asta. Toți. Atunci, concurența exact, vine din altă. Exact. Și atunci, practic, atunci avem o provocare de buget, acum avem o provocare de concurență. Și de calitate. Da? Și e cu atât mai fascinant. Da, și fascinant, și provocator, și provocator. Și uzează și te provoacă pe tine să fii foarte bun și timpul și calitatea timpului și așa mai departe. Marketingul în era digitală. Hai să cadrăm din perspectiva ta. Sunt într totul de acord cu Mihaela că, într-adevăr, principiile au rămas aceleași. Din punctul meu de vedere, diferă implementarea. Și o chestie pe care o spun și o repet ca pe o liturghie tot timpul tuturor clienților este că nu este suficient să dai un boost pe Facebook, nu este suficient să faci o campanie de newsletter, pentru că am făcut analogia asta tot timpul. Dacă faci o singură acțiune de marketing, este ca și când ai arunca o piatră într-o apă. Se vor crea niște valuri, dacă la un moment dat vor dispărea. Ei, este exact același lucru. Mi se întâmplă de multe ori să nu mai deschid newsletter-ul. Când văd la titlu, același titlu, aceeași chestie. Bine, rata de deschidere e undeva, a crescut în ultimul an și trece de 18%. Deci e ok.
Dar ideea este, hai să facem un mix. Hai să testăm mai multe tipuri de promovări, de marketing, de cum vrei să-i spui. Dăm exemple de alte tipuri. Chiar în sesiunea plenară am vorbit despre influencer marketing. Aia era acolo, este... noi suntem aici la o emisiune live, da. Și de asta spuneai și tu, aveți impresia că vă repetați, dar nu ne repetăm, okay. Pentru că aici este exact. Un alt public și de asta eu țin să repetăm niște lucruri pe care, idei. Bineînțeles, reluăm acele idei pentru că telespectatorii noștri sunt alții. Influencer marketing promite să fie un canal foarte de succes pentru anul 2017, promite să aducă foarte multă valoare în rândul brandurilor și există deja o tendință de a crea tot mai multe colaborări între influencer și branduri, nu neapărat doar cele foarte mari, ci și de nivel mediu. Asta zice, să ne referim la ceva concret. Din punctul meu de vedere, cel mai concret semn este campania pe care a făcut-o o băutură foarte populară în România, nu, cu vloggerii. De data aceasta putem spune, bineînțeles. Da, este campania pe care a făcut-o Coca-Cola cu vloggerii. Așa, da. Și care a prins foarte bine și vedem semne de genul ăsta la brandurile mari, este clar că influencerii au o voce care este ascultată și care devine credibilă și merită să profităm de această voce atâta timp cât reprezintă un canal de comunicare. Da, și mai vreți și un exemplu personal și un exemplu de viață. Mă gândesc, eu am extrapolat în timp ce tu vorbeai, am lărgit un pic sfera. Eu m-aș întoarce un pic la abordarea asta a canalelor, când vorbim de comunicare. Deci avem influencer și avem canale. Canale de marketing sau de digital în particular, de marketing în general și de digital în particular. Dat fiind, din nou, puzderia și explozia canalelor de comunicare cu care mă mut acum la noi ca și consumatori, suntem bombardați astăzi. Sunt atât de multe canale care încearcă să ne spună ceva. Pe canalele astea sunt firme, branduri care au ceva de spus. Sunt atât de multe lucrurile astea, iar noi, consumatorii, mintea noastră este în continuare limitată. La capitolul ăsta, oamenii nu s-au transformat atât de mult. Se pare că, mă rog, oarecum atenția a crescut mai mult la generațiile tinere cu, nu știu, câteva procente acolo, dar nu ne-am transformat fundamental față de acum mulți ani. Și revenind din nou la canale și la concurența de comunicare pe aceste canale, la numărul de mesaje transmis, cred că devine din ce în ce mai important astăzi, mai mult decât în trecut, ca un brand care are ceva de zis să se diferențieze cu adevărat. Înainte de a te gândi pe ce canal te duci, poate fi oricare din canalele digitale pe care le știm cu toții, să te gândești foarte clar ce aduci tu clientului, unde te diferențiezi, care este valoarea adăugată și pe aia să-ți construiești mesajul. Am observat de foarte multe ori că anumite planuri de comunicare încep cu canalul. Recomand invers, începeți cu mesajul, începeți cu clientul, ce vreți să-i spuneți și apoi după aceea vedeți cum mesajul se poate declina în diferite forme și pe diverse canale, să se preteze diferitelor canale. Este foarte important. Concurența de aici începe. La ce avem de dat? Care e beneficiul? Cu atât mai mult astăzi față de acum mai mulți ani, când poate nu era așa de mare gălăgie. Și era suficient să repeți un lucru și ajunge. Și exact. Suficient. Nu vă vine să credeți, spațiul acordat acestei întâlniri este de 20 de minute și tocmai a fost anunțată din regie că mai avem vreo, au fost 5, acum mai sunt vreo 3 minute. Aș vrea și tu, Tiana, și tu să-mi spuneți cu ce ar trebui să rămână omul care acum se uită la noi în referitor la și raportat la această temă, respectiv marketingul în era digitală. Ceva care să le folosească, mai ales tinerilor antreprenori sau cei care sunt la un început de startup, ceva care să le folosească în activitatea lor. Îmi vin trei cuvinte mari în foarte minte. Relevanță, ce am spus și până acum, clientul înainte de orice, gândiți-vă la client, orice îi spuneți, orice faceți, să fie relevant pentru ei, pentru client în primul rând. A doua, concentrați-vă, focusați-vă, nu vă pierdeți resursele. Este un pericol și o capcană uriașă în momentul ăsta, să te apuci să le faci pe toate, nimeni nu le poate face pe toate, concentrați-vă. Și a treia, pe care mie mi se pare că în lumea de marketing de astăzi se folosește din ce în ce mai rar și sper din tot sufletul să nu fie așa și să fie doar părerea mea, follow-up. Urmăriți, evaluați, măsurați și continuați.
Au fost mai multe, 3 cuvinte, dar 3 idei mari. Nu, ideile sunt, le-am reținut, da. Le-am numărat. Tiana. Părerea mea este că pentru a reuși să ai o imagine de ansamblu, e foarte important să testezi câte puțin din mai multe tipologii și să reușești să realizezi un tot unitar ca o strategie pe care să mergi mai departe cu toată comunicarea. Ideea este, nu-ți pune toate ouăle în același într-un singur coș. Adică, dacă, spre exemplu, vorbim despre traficul de pe site, ai grijă să vină și organic, ai grijă să vină și de pe social media și de pe PPC și din mai multe zone, pentru că nu se știe niciodată și e bine să fii cât se poate de acoperit pe toate zonele și în plus nu se știe niciodată de unde poți obține mai mulți clienți sau o mai mare atenție. De este, testează pe bugete mici, pe bucățele mici, măsoară și ia o decizie în vederea creării unei strategii. Mulțumesc mult! Deci, pune clientul pe primul loc, cu foarte multă calitate și concentrare, targetare, focusare pe client, folosind mai multe canale, asta ar putea să fie un secret al unei reușite, unui succes. Vă mulțumesc foarte mult! După o foarte scurtă pauză, revenim. Fetelor, vă mulțumesc! Și noi mulțumim!